Bun, Acum ar trebui să-mi vedeți ecranul întreg. Eu sunt Bogdan Manolea de la PTI. Ați mai auzit și astăzi și ieri o prezentare de la uh, colega mea Alex, uh, tot de la PTI, deci v-a spus un pic despre, despre ce facem în asociație și atunci o să trec uh, direct la subiectul pe care vi-l propun eu uh, pentru astăzi uh, și anume la cel de obligații legale referitoare de date personale, începem cu partea de GDPR și terminăm cu, cu partea de cutiu. Cine sunt eu? Eu sunt Bogdan Manolea, mă interesează zona aceasta de drept și tehnologie, de legislație și tehnologie de peste 20 de ani. Am început cu un site care se numește legiinternet.ro și Ulterior m-am extins așa și în alte domenii care, sau mai, mai bine m-am specializat și în alte domenii care sunt legate de această nișă. Uh, cu partea de apti, uh, de fapt, anul ăsta împlinim 20 de ani de când uh, suntem activi pe zona de drepturi civile digitale, uh, iar pe partea de uh, magazine online de peste 15 ani uh, fac partea de jurizare a magazinelor online în cadrul unui proiect care se numește Dupec și am un proiect comercial care se numește uh, Trusted.ro. Dar um, iartă-mă că te am întrerupt, da. dacă noi nu vedem prezentarea. Da. Probabil ai pus pe viu mod și noi vedem încă prezentarea. Așa. Imediat, stai un pic, că rezolvăm aici în două clicuri, sper. Așa. Și facem aici in a window și acum ar trebui să se vadă. Ia să vedem. Începem cu F5. Acum se vede, nu? Când modific. Acum e bine. Bun, și atunci o să închid și partea asta ca să se vadă pe tot ecranul. Și va trebui să-mi scot și căștile, pentru că uh, o, să, o să mi se descarce. Dar fac asta în timp ce vorbesc. Bun. Uh, dar n-ați pierdut nimic important, ați pierdut doar partea legată de, uh, de prezentarea mea. Și atunci restul ar trebui să fie ok. Acum intrăm în subiect. De ce să protejăm datele personale? Și aici sunt mai multe, mai multe răspunsuri care ar care putea să vină, însă. Uh, Uh, răspunsul pe care majoritatea îl dau este că trebuie să respectăm legea. Fie că se numește GDPR în Europeană, fie că se numește, uh, că este o lege specifică, cum este Republica Moldova sau în alte state, Asta uh, este unul din motivele pentru care lumea se sperie, mai ales că sunt niște amenzi substanțiale pe zona aceasta. Dar, uh, din punctul meu de vedere, sunt alte trei elemente care sunt mai importante și care ar trebui să fie elementul determinant care să ne facă să înțelegem ce trebuie să facem și de ce trebuie să facem, și cum facem în a proteja datele personale. În primul rând, și asta cred că dacă sunteți un ONG, v-ați lovit deja de problema asta, pentru că așa vă cere finanțatorul. Și în discuția mea cu diverse ONG-uri pe zona aceasta de, de respectarea GDPR, observ că, în practică, contează mai mult cum îți cere finanțatorul de cum respecte legea, ceea ce este incorrect față de ONG-uri, pentru că de multe ori sunt prinsă la mijloc, pentru că am, am văzut destule cazuri în care finanțatorul a dat sfaturi greșite, dar este un element uh, care trebuie să fie luat în cal. Dar cel mai important este că, uh, din punctul meu de vedere, ca organizații care ne ocupăm de, uh, de drepturi uh, și mai ales de drepturi fundamentale, este că dreptul la viață privată e un drept fundamental. Și, practic, prin ceea ce facem și noi, Ajutăm la respectarea dreptului la viață privată al oamenilor cu care lucrăm, cu care interacționăm, cu care uh, avem uh, tot felul de, de relații. Și legea aceasta ne arată cum să facem acest lucru, astfel încât să putem să asigurăm uh, atât securitatea uh, la nivel uh, tehnic, dar și din punct de vedere procedural. Da? Și și mai important poate de decât atât mai ales pentru cei care lucrează cu oameni uh, care sunt în categorii vulnerabile sau care uh, au date cu uh, date din categorii speciale este Nevoia de a proteja oamenii cu care lucrăm și datele lor. Câteodată, ONG-urile -uri, ONG lucrează cu, cu persoane din, din niște zone extrem de vulnerabile și trebuie să le prelucrează datele pentru că altcumva nu pot să ofere serviciile respective, dar să nu uităm că, în același timp, tot dumneavoastră aveți o responsabilitate în a proteja aceste date. Bun. Și acum. Ce propun eu astăzi? Dacă pornim de la ideea că sunteți de acord cu mine, pentru că dacă nu sunteți de acord, înseamnă că prezentarea nu vă interesează foarte de date personale, este să clarific câteva aspecte legate de GDPR și date personale, să trecem apoi într-o zonă practică în care le punem, să vedem cum le interpretăm din punct de vedere practic în activitatea voastră, apoi luăm o pauză de întrebări și răspunsuri și în partea a doua încercăm să explicăm câteva chestiuni legate de cutii. Când vorbim de GDPR, de fapt vorbim de un regulament al Uniunii Europene, numărul lui 679 pe 2016, care, dacă vă interesează și vă las de la final, are un text lung de peste 100 de pagini și pentru cei care sunt interesați este urmat de Câteva detalii la nivel național, în România e o lege din 2018, pe decizii ale autorității și alte linii directoare trimise de anumite autorități. Dar o să fac mai puțin referire la anumite texte din GDPR, mai ales că știu că sunt și participanți din Republica Moldova care au o legislație specifică pe zona de date personale, deși nu este foarte foarte departe de, de GDPR, ci mai degrabă vom vorbi pe principii, pentru că principiile sunt aceleași din din 1995 în coace, cel puțin la nivelul Uniunii Europene. Și dacă înțelegem principiile din punctul meu de vedere pe zona de GDPR, înțelegem esențial. Și aici sunt câteva lucruri care sunt uh, cruciale. Și definiția datelor cu caracter personal este probabil cel mai Important aspect din toate acestea, pentru că întotdeauna când vorbim de date cu caracter personal, trebuie să ne referim la informații care se referă întotdeauna la o persoană fizică și niciodată la o persoană juridică. Deci, date care identifică un ONG sau o companie nu sunt date personale și puteți să faceți ce vreți voi cu ele, dar, în schimb, în momentul în care vorbim de date care, uh, care uh, pot duce la o persoană fizică, și aici cuvântul cheie este termenul identificat sau identificabil. Atunci se va aplica legislația în domeniul uh, datelor cu caracter personal, adică GDPR. -ul. Și, practic, dacă luăm definiția aceasta și o punem în realitatea de zi cu zi, observăm că vor fi date cu caracter personal, întotdeauna date din aceste categorii: nume și prenume și orice date asociate cu acestea, e-mail, număr de telefon, imaginea unei persoane, înregistrarea video cu o persoană. Chiar dacă este luată din spate, pentru că și atunci poate fi identificată persoana respectivă, dar și alte date care sunt indirecte și care duc la o persoană fizică. Cum poate să fie numărul unui cont bancar, numărul de identificare a unei mașini adresa IP a calculatorului, adresa MAC a dispozitivului cu care te conectezi la internet, istoricul de navigare, dacă ai suficiente date și uh, spui ultimele, nu știu, zicem, 25 de site-uri uh, împreună cu timestamp-ul uh, uh, orelor în care ai vizitat acele site-uri, să ar putea să poți identifica persoana respectivă, ca și orice date legate de cele de mai sus. De fapt, ca să vă fie mai simplu, o să vă propun ca să Luați în practică exemplu invers și anume că în momentul în care aveți orice fel de date care sunt legate de o persoană fizică, dacă nu cumva faceți niște eforturi de anonimizare sau de ascundere a celor date astfel încât ele să nu mai fie niciodată identificabile cu o persoană fizică, o să fie date cu caracter personal. Și asta înseamnă un set foarte mare de informații care pot să fie date cu caracter personal și unde se aplică aceste principii și, și legea despre care, despre care vorbim. Și aici, iarăși, încerc să trec pe partea practică și ne trebuie să ne gândim ce date personale colectează un ONG. Și sigur că în funcție de uh, specificul activității uh, organizației respective, ele poate să fie mult mai detaliate și mult mai complexe. Dar cel puțin aceste cinci categorii le-am întâlnit la majoritatea ong cu care am, am avut ocazia să discut despre acest subiect. Pentru că vorbim pe de-o parte de niște date care sunt obligatorii, cum sunt nume, prenume sau date contact ale membrilor, în situația în care aveți membrii persoane fizice și în situația în care aveți membrii persoane juridice, aveți de obicei un reprezentant al persoanei juridice care este dată cu caracter personal, chiar dacă e acolo în numele unei companii, da, este prezent cu nume și prenume, o să aveți în majoritatea cazurilor un newsletter sau un alt instrument de, de promovare unde o să colectați un nume și un e-mail, Aproape, în totalitatea cazurilor, aveți informații de la beneficiari, care pot să fie participanți la evenimente, cursanți, persoane care se care susținute de ONG-ul respectiv în mod activ, dar veți vrea să luați și alte date uh, pentru promovarea sau pentru dovedirea faptului că v-ați întâlnit cu acest beneficiar, inclusiv partea de imagine sau video. Apoi mai intră -o, o categorie de persoane care nu sunt neapărat beneficiari dar care sunt utile în activitatea voastră. Poate să fie un invitat la un eveniment, poate să fie o listă de oameni din presă, poate să fie persoane de contact din anumite domenii în care lucrați, eu știu să-ți zicem, inspector școlari sau uh, director de școli sau funcționar public relevant sau în funcție de domeniul vostru de activitate. Și în fine, pe ultimul punct, sunt datele vizitatorilor paginii web. În momentul în care aveți o pagină web, cu siguranță, Colectați cel puțin la nivel minimal niște date ale vizitatorilor, măcar niște adrese IP, nu știți de asta, poate, dar ele întotdeauna se colectează fie de găzuitor, fie de Google Analytics sau un sistem similar pe care, pe care l-ați folosit. Bun. Și pentru toate aceste date și pentru toate aceste categorii, procesul esențial de a înțelege ce trebuie să facem se bazează pe șase principii. Și dacă înțelegem aceste principii, și și acestea sunt vechi, v-am spus, din, chiar dinainte de, de 95, odată cu Convenția Consiliului Europei privind protecția datelor cu caracter personal, înțelegem cam 75% din ceea ce înseamnă GDPR. Și o să încerc să traduc aceste principii, să luăm un exemplu simplu legat de trimiterea unui newsletter. Principiul de a prelucra datele într-un mod legal, echitabil și transparent înseamnă că, în primul rând, că trebuie să am un temei legal, și o să revin la acest subiect în peste două slide-uri, pentru că e puțin mai, mai uh, complicat de, de explicat, dar și echitabil și transparent. Asta înseamnă că eu trebuie să spun ceea ce fac. Indiferent după ce am un temeiul legal, trebuie să, trebuie să, îi spun utilizatorului ce se întâmplă și să nu fie excesivă acea, acea prelucrare. Da? Deci dacă faci, de exemplu, activitate de profilare, atunci trebuie să-i spui utilizatorul da? în, în, documentul de, de informare. Pormă, pentru fiecare activitate de prelucrare, cum ar fi newsletterul ăsta, trebuie să îl prezinți într-un scop, zice legea, determinat, explicit și legitim. Și asta înseamnă că tu trebuie să-i spui de ce îți iau eu datele ale personale. Nu pentru ce îmi trebuie mie ca organizație, ca operator, ci care este scopul de prelucrare a datelor raportat la tine, la persoană. Și pentru un newsletter, de exemplu, acest scop nu o să fie niciodată unul generic, gen folosim cum vrem noi și partenerii noștri în orice scop, dar va fi întotdeauna o chestie specifică pentru a -ți trimite newsletterul la care te-ai abonat. Și ăsta este un scop determinat, explicit și legitim. Da? Pe urmă trebuie să ne gândim la pasul următor. Ok. Cum respect principiul de adecvare, relevanță și limitare a datelor raportat la acest scop? De ce date am nevoie pentru a trimite acest newsletter și ce date sunt limitate la a trimite newsletterul respectiv? Și dacă să ne gândim logic, singura dată de care este nevoie în acest proces este adresa de e-mail. Câteodată sunt și persoane care spun, da, dar mi-ar trebui și mie un prenume sau un nickname pentru a ști cum mă cum mă adresez în e respectiv și atunci poate să intre și asta categorie, dar cu siguranță nu aveți nevoie de data nașterii pentru a te abona la un newsletter. Da? Pentru că ele, dacă cer data nașterii, ea nu este adecvată, raportată la scopul pe care l-am definit, la newsletter-ului dacă în schimb nu vrei doar să trimiți newsletter-ul, ci vrei să faci niște activități de marketing, activități de nișare a newsletterului. În funcție de vârsta persoanei, atunci s-ar putea să ai nevoie de anul nașterii sau de un, un anumită perioadă și mai bine din punct de vedere protecția datelor, o perioadă uh, de vârstă care te interesează pentru partea de uh, eșantionare, dar nu cred că o să ai nevoie de data nașterii. În final, patru element este, și al patrulea principiu este acela că datele procesate trebuie să fie exacte și actualizate. Și aici este relativ simplu. Încercați să nu pociți numele dacă nu este neapărat cazul și dacă omul vă spune, vedeți că ați greșit acolo, trebuie să-l corectați. Și ultimele două principii. Cel de-al cincilea este principiul care doare cel mai rău în practică, pentru că nu puteți să spuneți niciodată că păstrăm datele pe, dur pe durată nedeterminată sau la infinit, sau nu le ștergem. Ci toate datele colectate trebuie să aibă o perioadă determinată pentru care le sunt stocate. Acum ea poate să fie fixă, gen 5 zile din momentul colectării sau 2 ani, sau poate să fie o, o, perioadă variabilă în care nu știu acum cât se va întinde, dar cu siguranță pot să o estimez. De exemplu, la un newsletter poate să fie până în momentul în care dai unsubscribe, până în momentul în care te desubscrii. Pentru că avem momentul colectării și avem momentul în care dai în subscriber uh, respectiv. Și datele sunt păstrate în condiții de integritate și confidențialitate. Și aici ați auzit uh, în toate prezentările de ieri și de astăzi pe tema securității, ați auzit, practic, sfaturi de securitate care vă permit să păstrați aceste date în condiții de securitate. Asta înseamnă acest. Uh, Ultim, ultim principiu, dar să nu uităm că pe lângă aceste sfaturi tehnice sunt și niște măsuri organizatorice de, de securitate pe care trebuie să le aveți în minte, dintre care cel mai uh, bine de implementat este această segregare a accesului, și anume nu toată lumea trebuie să aibă acces, acces la toate datele. În cazul nostru, nu toți angajații trebuie să aibă acces la datele abonaților de la ci doar cel care îl, îl trimite. Bun. Și spuneam că revin la aspectul legat de legalitate. Aici lucrurile sunt destul de clare matematic. Există șase temeiuri prevăzute în lege. Două dintre ele privesc doar persoanele de interes public, deci autoritățile, deci ne interes pe noi. Deci automat, pentru oricare dintre prelucrările de date la care vă gândiți, trebuie să aveți unul din temeiurile prevăzute aici. Consimțământ, ceea ce înseamnă acordul persoanei pentru prelucrarea datelor, pentru scopul pe care l-ai definit și pentru perioada pe care ai definit-o, un contract, datele sunt necesare fie ca pași premergători, fie ca urmare a semnării unui contract între tine și persoana vizată, obligație legală, în momentul în care îți cere legea să colectezi anumite date, atunci trebuie să o faci, deci asta este temeul tău în cazul respectiv. Și, în fine, avem un ultim punct care este cel mai larg și cel mai uh, discutat, cel de interes legitim și care privește posibilitatea ca uh, să, existe o, să ai un subiect pe, pe, unde tu ai o nevoie să colectezi datele respective și aceasta ar fi necesară uh, pentru, fie pentru interesul tău legitim sau pentru interesul persoanei respective și nu afectează drepturile persoanei respective. Ca să vă dau un exemplu, uh, în momentul în care vorbim despre, de exemplu, de date care sunt uh, colectate în scop de prevenire a fraudării, atunci ele pot să intre pe această categorie de interes legitim. Că nu-i cer consimțământul, nu e contractă pentru că s-ar putea să fie un terț, dar e un atacator și trebuie să-i colectezi anumite date ca să vezi că este sau nu este fraudator și nici nu intră la zona de obligație legală sau tot pe partea de interes legitim, intră foarte mult uh, discuția aceasta legată de uh, prelucrarea datelor din spațiu public a unei persoane care desfășoară o activitate publică și care, de exemplu, ar trebui să fie uh, invitată la un eveniment. Da? Ok, pot să colectez datele, știu că îl cheamă, uh, nu știu, Ion Popescu și este primarul localității unde vreau să fac eu evenimentul și ca atar ar trebui să fie interesat de evenimentul meu. Și atunci merg pe interes legitim ca în, în ideea de colectarea datelor respective. Și trecând aceste principii la categoriile pe care le-am definit, practic trebuie pentru fiecare activitate de procurare să treceți prin acest checklist, dacă vreți, care, prin care sunt sigur că treceți, dar nu neapărat într-o formă atât de structurată. În care gândiți anumite aspecte. Da? De exemplu, la datele membrilor, trebuie să vedem care este activitatea. Păi trebuie să ținem evidența membrilor, trebuie să informăm când este adunarea generală, trebuie să declarăm probabil la judecătorie, cel puțin în România, și atunci este activitatea prin care trebuie să lucrezi dată. Care-i scopul? Păi scopul este îndeplinirea obligațiilor legale care sunt prevăzute în legile respective. Temeiul legal, e clar, obligație legală. Ce categorii date colectate? Păi pot să colectez doar ce îmi cere legea. Am cere nume, prenume și CNP. Aia trebuie să cer. Nu am neapărat nevoie. Atenție foarte mare aici să nu aveți tentația să cereți mai mult decât îți cere legea, în special când vorbim de categoriile de date. Dacă legea îți cere, de exemplu, nume, prenume și serie și număr de identificare a buletinului, asta înseamnă că asta trebuie să le luați, dar nu o copie după buletin, pentru că atunci aveți mai multe date și puteți să le folosiți și de obicei. Da, o copie după buletin poate fi folosită și în scopuri malițioase, se poate pierde, nu vreți să ajungem în discuția respectivă. Cum le colectez? Păi le cer direct de la membru respectiv. Cât timp le păstrez? Păi le păstrez pentru perioada cât ești membru, că am nevoie de ele să dovedesc cu alte adică pe respective, și probabil vreau și o perioadă după aia, care poate să fie 3 ani, 5 ani, dacă e într-o poziție de conducere, pentru că trebuie să dovedesc că în perioada cât ai fost membru, mi-am respectat obligațiile legale. Unde sunt ținute? Dacă e vorba de hârtie, poate să fie în dulapul X, sau dacă este vorba de electronic, poate să fie într-un folder de pe un anumit calculator sau într-un sistem cloud. Cine are acces la ele, iarăși, din cadrul ONG-ului, spuneam că trebuie să fie un acces limitat, deci poate să fie directorul executiv sau cine se ocupă de formalitățile acestea. Cine are acces la ele din afara ONG, furnizorul de găzduire. Care sunt măsurile de securitate? Nu știu, putem să ne gândim că e un, e un folder criptat sau este un folder unde am o parolă sau este un folder care este accesibil doar de pe calculatorul directorului executiv care este protejat el însuși prin username și parolă sau uh, alte, uh, alte elemente de acest gen. Da? Ok. Um, ca să uh, mai avem un exemplu cu, cu newsletter, dar pe asta am trecut în mare parte în, uh, în explicația anterioară, deci o să vi las doar aici ca să-l să uh, aveți ca, uh, ca principiu. La newsletter, întotdeauna aproape se merge pe consimțământ, da? ca temei legal, uh, practic este acordul persoanei, dar uh, vreau să vă subliniez asta. Cred că trebuie să spun mai degrabă de la zona temei legal, că încercați să mergeți mai mult pe celelalte temei legale și mai puțin pe consimțământ decât dacă este neapărat nevoie. De ce? Pentru că consimțământul poate fi retras în orice mod, în orice moment, chiar dacă el a fost dat în mod, în mod legal. Și atunci, mai ales dacă aveți niște obligații raportate de, pentru raportări la finanțator, o să vedeți că consimțământul nu este temeiul pe care vreți să mergeți. Atenție foarte mult la colectarea de date. Dacă vorbim de abonarea la newsletter, se poate face fie online pentru un formular pe site, fie dacă am mai gândit să mai întâmplă și varianta de bifă pe o formular de hârtie, dar recomand întotdeauna pentru partea de newsletter să aveți un sistem de double opt-in, deci în care utilizatorul primește un link și trebuie să dea click pe linkul respectiv, pentru că asta este singura modalitate prin care puteți dovedi că acel e-mail aparține persoanei respective și nu l-a scris greșit, sau pur și simplu a fost cineva fraudulos care a încercat să vă, să vă aboneze în niște adrese a Iurea în tramvai. Și iar revenind la partea practică, dacă avem categoria de date beneficiari, participați la training X. Să vedem cum am gândit toate aceste activități. Păi, în primul rând, te gândim care e activitatea, avem scopul să organizăm training X. Bun, și cum, cum avem nevoie de datele acestea personale? Păi trebuie să le folosim pentru livrare instruire. Acum, în funcție de tipul de studii, pot să fie mai multe elemente suplimentare. Dacă am nevoie de o diplomă, iar s-ar putea să am niște obligații și niște obligații legale uh, impuse aici, sau dacă nu am nevoie, cel puțin și prenume pentru a pune pe diploma respectivă. Dacă îi cer ulterior un, uh, un formular de feedback, iar s-ar putea să am uh, nevoie de alte date. Dacă fac instruirea offline sau online, depinde iarăși aici ce, despre ce date am nevoie. Dacă îi ofer și posibilitatea de rambursare a cheltuielor și un training uh, offline, sunt și alte obligații pe care trebuie să le încalc. Deci trebuie să le, trebuie să le gândești pe toate, dar de obicei temeiul legal pe care eu o recomand pentru o asemenea activitate este contractul între tine și persoana vizată. Și dacă vi se pare complicat și ce sau ne pune pe o dea să, să semnăm niște hârtii, vă spun că se poate face mult mai simplu și anume pur și simplu un formularul de înscriere, care poate să fie și acesta într-un Google Form sau într-un orice alt sistem de, de formular online, trebuie să puneți o bifă, sunt de acord cu termenii de organizare a trainingului și astfel vă acoperiți pe partea de contract. Da? De ce ar fi mai bun contractul? Pentru că dacă mergem pe un temei, cum ar fi consimțământul, înseamnă că persoana se poate răzgândi, nu știu, după prima, după prima zi de curs, de exemplu, sau după ce s-a terminat cursul, să spună, nu sunt mulțumit de voi și vreau să-mi ștergeți toate datele. Și atunci voi v-ați chinuit să-l să recrutați la cursul respectiv, i-ați dat o diplomă, i-ați dat și banii înapoi, și la final zice, vreau să uiți că am existat. Ca asta înseamnă retragerea consimțământului, și atunci vă las așa cu fundul în, în, în baltă, ca să zicem așa. Bun. Ce categorii de date le colectăm? Poți să ai nevoie de nume și prenume pentru, pentru a ști cu cine vorbești, pentru a putea să faci o listă de prezență, pentru diplomă, dar în funcție de scopul pe care îl definim, poate să fie și alte categorii. Cum le colectezi, va recomanda partea de formular de pe site cât le păstrez, să zicem, finalizarea trainingului și X ani după, după, aceasta, unde sunt ținute, de obicei pe un server, poate să fie și agenda de prezență, cine are acces la ele, Ion Mircea, organizatorul trainingului și doi voluntari, cine are acces din afara finanțatorului, firma X, alții, și am pus cu roșu finanțatorul, pentru că asta e partea care doare cel mai tare. Pentru că, din păcate, am văzut mult prea multe cazuri în care finanțatorul vă cere date exagerate referitoare la beneficiari, și aici trebuie să găsiți un temei legal de a da aceste date către finanțator. Și, încă o dată, de acesta e bun contractul, pentru că în contract puteți să și în nota de informare legată de contract puteți să-i spuneți din start beneficiarului că acesta este un eveniment organizat și plătit de finanțatorul X și, ca atare, aceste date vor fi date către finanțatorul X în calitate de operator asociat sau persoană împuternicită, ca alta nu poate să fie. Deci, aici partea cu finanțatorul este cea care poate întotdeauna să, să, naște, să nască niște dispute și chiar niște interpretări eronate din partea finanțatorului, și atunci e un risc pe care, pe care trebuie să-l știți. Ce măsuri de securitate iau, depinde de la caz la caz. Bun, și o să încerc să trec mai ușor peste următoare slide-uri ca să iau o rundă de întrebări. Ce e important să știți pe partea de GDPR este că uh, orice persoană vizată, ăsta e termenul pentru persoane, fie cei datele colectați, au niște drepturi, deci puteți să vă uh, așteptați în orice moment că uh, primiți o astfel de cerere pe unul din aceste drepturi. Uh, partea de informare, care mie mi se pare cea mai importantă, nu e un drept pe care îl cere cineva, ci este obligația voastră de a publica politica de confidențialitate sau notă de informare sau nici cum vreți, atât pe site cât și la momentul colectării datelor cu caracter personal. Și de obicei din cerele astea cel mai des vine cea de dreptul la ștergerea datelor, dacă vine vreodată, dar, din păcate, mulți o folosesc în mod greșit, pentru că dreptul la ștergerea datelor este posibil doar dacă datele sunt colectate pe temeiul legal consimțământ sau pe temeiul legal de interes legitim. Da. Pentru celelalte temeluri legale nu există dreptul la ștergerea datelor da? Pentru că dacă am o obligație legală, nu pot să șterg datele uh, Trebuie să le păstrez cât îmi zice legea La fel și dacă am un contract cu, cu persoana uh, respectivă um... Ok, uh, mai sunt două concepte care sunt importante de înțeles și arume de operator și persoană împuternicită de operator. În engleză îi zice mai clar data controller și respectiv data processor. Uh, primul este uh, cel care stabilește scopul și mijloacele de prelucrare și de obicei în activitatea lingistică, cam în majoritatea cazurilor sunteți operator. Uh, iar persoana împuternicită sunt practic firmele cu care colaborați pentru prelucrarea anumitor date și care trebuie să păstreze datele în siguranță. Și atunci trebuie să aveți un contract cu ele, trebuie să le impuneți niște obligații de confidențialitate și de securitate. Dacă lucrați cu firme mai mari sau firme care au servicii deja gata făcute, acest contract este deja parte din termeni și uh, condiții. Așa, și să nu uit să vă mai spun și de notificarea unei breșe de securitate. Am văzut că a menționat și Alex, cred că ieri sau astăzi, și anume că dacă cumva aveți o problemă de securitate care duce la acces neautorizat sau la pierderea unor date cu caracter personal, pe lângă faptul că o să vă panicați și o să vă pară rău și o să vă simțiți în ultimul hal, mai aveți și o obligație legală și anume de a notifica autoritatea de principiu într-un termen de 72 de ore din momentul în care știți acest lucru, cu excepția cazului în care datele respective chiar nu pot fi accesate nimeni neautorizat, cum sunt datele criptate. Și atunci, și în anumite situații, dacă există un risc ridicat pentru drepturile persoanelor, va trebui să informați și persoanele care au fost afectate. Ce vedem în cei ani de GDPR? Că sunt amenzi. Pe de altă parte, e aici un link care nu se vede acum, enforcementtracker.com, în care puteți accesa să zicem, majoritatea amenzilor din europeană. Pe de altă parte, vedem că autoritatea română are încă un număr limitat de oameni, practic cred că sunt vreo șapte, opt, care lucrează la partea de plângeri, deci totalitatea română are cam 5.000 de plângeri pe an, cam 1.000 de investigații, de obicei se fac la distanță, asta înseamnă că primiți o plângere pe hârtie, trebuie să răspundeți și, pe urmă, eventual primiți un avertisment sau o amendă, iar, iar numărul de amenzi pentru organizații non guvernamentale a fost relativ mic. Adică, cred că au fost, nu știu, vreo 3-4 în acești 6 ani Deci au fost destul de, de puține cazurile Și dacă au fost, de obicei, în general, nu numai pentru ONG-uri, apar din trei zone mari problemele Una e legată de newsletter și mesajele comerciale prin e-mail Care, care sunt trimise și care nu respectă condițiile Omul zice, nu m-am abonat sau m-am dezabonat și a uitat să mă scos de acolo avem probleme legate de securitatea datelor personale și anume nu s-a respectat securitatea, au fost pierdute datele, s-au găsit pe web și nu s-a făcut notificarea sau s-a făcut cu întârziere și atunci automat vine un control din partea autorității și s-ar putea să vă, să vă ceară detalii în acest sens. Și respectarea drepturilor persoanelor vizate. Adică avem o persoană care a trimis o cerere în acest sens pe unul din drepturile pe care le-a menționat și nu a primit niciun răspuns. Încă n-am ajuns la nivelul de detaliu, ce țin în România, în care să spună, domnule, dacă ai răspuns bine, dacă ai răspuns greșit, dacă și așa mai departe, dar de obicei s-au amenzi în momentul în care n-a primit niciun răspuns sau răspunsul a fost total inadecvat. Adică se bătut joc de persoana respectivă. Deci cam astea sunt cele trei zone în care au apărut problemele pentru care se uh, primesc uh, amenziile. Ok, și uh, în concret, ce trebuie să facă un ONG? Păi trebuie să asta așa. În primul rând, să știți ce date personale procesați și pentru aceste date trebuie să puneți întrebările de bază legate de date personale și de bază într-o în orice situație. Și anume de ce le de ce le prelucrez, -pre pe ce temei legal. Am văzut, aveți patru din care să alegeți corect unul din ele. Ce date colectez, cum le colectez, până când le colectez, când le șterg, unde le țin și cine are acces. Ideal, GDPR-ul spune că ar trebui să aveți niște evidențe de prelucrare în momentul în care vorbim de prelucrare care le faceți continuu, dar în practică vă spun că e un proces mai greu și puțin reușesc să-l facă până la capăt. Dar măcar să știți că astea sunt întrebările principale, puteți să o faceți. Al doilea lucru pe care trebuie să-l faceți și care e important și puteți să-l faceți odată, cel puțin pentru toate activitățile recurente, să creonați un document care explică detaliile de mai sus pentru persoanele vizate, care de obicei se numește un privacy policy pe site sau o politică de confidențialitate sau nu tot de informare, date, uh, date personale, și care întotdeauna trebuie să fie plasată undeva lângă zona de colectare. Da? Dacă vorbim de, a, de uh, abonarea la newsletter, trebuie să fie lângă zona de newsletter. Nu trebuie să fie o bifă separată, că nu este o, o, un acord, nu este o acceptare. Și este o informare. Da? El trebuie să fie acolo. Sau în zona de înscriere la un eveniment, sau, un, sau pe documentul de, de, de agenda de, a evenimentului sau de notă de prezență. Deci oriunde, oriunde se colectează date cu caracter personal. Și în fine, să asigure securitatea datelor cu caracter personal și despre asta am tot vorbit în zilele trecute. Și să respecte drepturile acestora. Asta înseamnă că dacă primiți o cerere de la o persoană vizată, trebuie să-i răspundeți într-un mod fair și onest. Și cu aceasta, cred că am reușit să trec prin tot ce îmi propusesem până la prima sesiune de întrebări. Hai să vedem dacă sunt întrebări și încerc să vă răspund la ele. Avem și la final câteva, câteva întrebări și am încercat să adresez problema cutiului din punct de vedere al a voastră ca și administrator de site-uri și care trebuie să fiți partea soluției și nu a problemei. Opa, așa, cookies. De ce? De ce? Pentru că, deși uh, acum văd că nu se vede bine aici, dar ideea este că, uh, deși legea în acest domeniu este foarte veche, avem abia acum niște activități pentru că s-a adoptat GDPR-ul în și pentru că vine un val de amenzi pe zona de cutii, uh, până acum o mare parte către zona comercială. Dar valorile sunt substanțiale. Sunt multe autorități din Uniunea Europeană care au dat deja amenzi în, pe această zonă. Există și două amenzi date de autoritatea din România. Deci există un risc pe zona asta. Dar, mai mult decât atât, există și cerință din partea terților. De exemplu, în martie până, până la începutul martie 2028, a venit Google și a spus tuturor operatorilor de site-uri care au cel puțin Google Analytics să implementeze Google Consent Mode, care practic e o modalitate prin care să-i trimiți și lui Google ce informații uh, ți-au dat utilizatorii legate cu na? Da? Și atunci există un subiect de presiune care vine către uh, voi care administrați site-ul. Um, ce zice legea? Avem un text urât care dăunează grav ochilor. Vi-l pun aici doar ca să vă speriu, nu trebuie să-l citiți. Pentru că am slide-ul următor, dar nu înțeleg de ce se vede și chestia aia în spate, uh, o să o corectez după aia, uh, în care spune că uh, orice cookie ce, ce zice legea, orice cookie-uri sau orice alt identificator care este plasat pe calculatorul utilizatorului, trebuie să fie făcut doar cu acordul lui, după informarea completă. Asta zice legea. Și ca excepție poți să nu cer acordul decât dacă acel cookie este absolut esențial pentru funcționarea site-ului. Da? Deci, dacă cumva site-ul respectiv se încarcă fără cutiurile tale, înseamnă că nu e neapărat nevoie de ele și ca atare trebuie să cer acordul utilizatorului. Bun. Ce trebuie să faceți voi? Păi, în primul rând, trebuie să știți că e responsabilitatea voastră. Toate acele BNR de cutiuri este responsabilitatea voastră ca operator să puneți în aplicare această, uh, această obligație legală, dar în același timp, și trebuie să spun lucrul ăsta, Trebuie să calculați și impactul pe care îl poate avea colectarea datelor în zona de marketing. Și aici, dacă vorbim de ONG-uri, pe scurt dacă nu faceți niciun fel de reclamă digitală prin uh, activități de tip marketing, nu, nu o să aibă impact. Da? Adică nu, nu o să vă, vă detrașați niciun fel. În schimb, dacă faceți, va trebui să faceți o analiză mai detaliată. Și, practic, fără un sistem de management al cutiurilor, management individual al cutiurilor, nu prea puteți să fiți conform GDPR și privacy. Ce înseamnă asta? Că un, un, banner de tip, acest site folosește prăjituri sau cutiuri și doar buton de accept și în care nu sunt listate mai multe informații, nu o să vă ajute ca să fiți compliant. Adică e o chestie așa pe care o puneți ca să -o la alte site-uri, dar de fapt ea nu are niciun efect. Și Riscați maxim, din punctul ăsta de vedere Și atunci, dacă vreți să fiți 100% compliant Folosiți orice sistem de tip cookie management Și o să vă dau și niște recomandări la final dar, dar puteți folosi oricare care este freemium sau nu Și în care aveți câteva chestiuni implementate Și anume, niciun cookie neesențial nu e plasat la începutul sesiunii Utilizatorul este informat în bara de cuchiu sau printr-un link de toate detaliile, butoanele de accept sau a refuză aceeași culoare și în detaliere puteți avea cutiurile cu scop și durată. Și ca să fie și mai practic, o să fie ceva de genul ăsta. Da, aveți aici un mic chenar, avem trei butoane, acceptă, refuză detalii, butoane de acceptă și refuză aceeași culoare, ca să nu inducem în eroare. Pe urmă, dacă intrăm în zona de detalii, sistemul automat trebuie să îți listezi toate să spune de la cine este, care e numărul serviciului și care e durata de viață și în zona de detalii, în partea de politică de cutiori, să-ți dea și mai multe informații cu privire la acestea. Deci cam așa sunt cei trei pași care trebuie să apară în, în realitate. Și dacă dai consimțământul, trebuie să aibă această dovadă a consimțământului, care e fie pentru un ID, specific pe care poate să fie văzut și de utilizator în modul perfect, sau dacă nu este doar undeva în baza de date uh, a voastră. Cum văd că se greșește de obicei? Păi fie nu există nicio informare legată de cutiuri la prima vizită, fie există foarte mult text care n-are uh, niciun sens pentru că e un text copiat din altă parte și pe care nici voi nu l înțelegeți, dar programatorul pe care îl folosiți a zis îl punem acolo că așa am văzut la alte slide-uri. Uh, foarte des am văzut că informarea nu este în limba română, ceea ce în practică înseamnă că nu o faceți, pentru că obligația voastră este să o afișați în limba română, atâta vreme cât site-ul este în limba română și direcționat utilizatorilor de limba română, și că nu se găsește lista cutiurilor folosite pe un site. Adică trebuie să dai accept, dar de fapt tu nu știi la, de la ce dai accept. Și atunci nu ne la ce să faci acolo. Bun. Um, și atunci, ce trebuie să faceți? Păi, varianta ideală este să faceți un cookie-uri fără nicio cookie neesențială. Doar că știu din practică că este foarte greu. Da? Pentru că fie că sunteți obișnuiți cu sisteme care deja sunt implementate, fie că uh, vin anumite cookie care vin o dată cu platforma respectivă, da? și vor presoare. Uh, da, și atunci este foarte greu. Și atunci, uh, recomandarea este să puneți un sistem de cookie management și există plugin-uri și variante gratuite sau freemium, adică primul plug este, este gratuit. Doar că dacă le puneți, vă rog eu frumos ca să verificați că puteți afișa în limba română și că funcționează cu actualizări automate. Asta înseamnă că dacă puneți un cuti nou, el este recunoscut în mod automat și vă apare pe detaliile respective. Și astfel puteți să fiți și confort cu legea, dar și să fiți um, să, să respectați dreptul la viață privată a utilizatorului. Cum vă pot ajuta eu? Uh, prin un program comercial pe care l-am cu Cypher, cu care e o firmă românească de privacy management, uh, ei au un model freemium și dacă aveți sub 5.000 de vizite unice pe lună, uh, practic vă uh, putem acorda o variantă free, care cred că ating 90% din, uh, din site-urile unui ONG și putem să vă ajutăm și pe partea de analiză și clasificarea cutiurilor și să vă dăm și un text pentru cutii policy. Pentru că, din practică, îmi dau seama că este foarte greu pentru oameni să conceapă acest text, deși eu spun, trebuie să fie scurt, pentru deci că nu știu ce să scriu și atunci uh, încercăm să-i ajutăm în, în, uh, în acest sens. Cam asta era zona de cutiuri. Nu știu de ce s-a văzut prost pe ultima parte, dar uh, cu siguranță, când vă dau prezentarea la final, o să pot să o remediez, pentru că atunci când am salvat un PDF, s-a văzut bine. Și acum îmi dau seama că de fapt ar fi trebuit să pornesc pe ul 1 să pornesc asta, dar asta e prea târziu. Dar uh, profit uh, că am mai lăsat câteva minute la, la întrebări ca, uh, pentru a răspunde la întrebările voastre.